Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Emanuel Havrici, deputat pro-România. Să nu uităm cu partea a doua a întrebării mele, cum comentați dumneavoastră toate aceste informații venite legate de defrișările ilegale în România și tot felul de statistici. Pe de o parte, suntem negativi peste tot. Cei care lucrează în domeniu spun că totuși în foarte, foarte, foarte mare parte, exploatările sunt corecte, corecte executate. Veniți din domeniu. Cum priviți, cum puneți în balanță aceste informații? Ca întotdeauna, adevărul este la mijloc. Pădurea, sigur că a răspuns în cei 30 de ani de așa zisă democrație, cum o fi ea, putem discuta de asta ori întregi, o fi democrație, nu o fi... A fost supusă presiunilor sociale. Am avut legea 18, s-a pus în posesie câte un hectar, știm cum s-a pus la colțul din sat unde era o creșmă, s-au stabilit perimetrele, după care cu un lanț sau cu o ruletă s-a mai împărțit, nu s-a împărțit, a fost un hectar, a fost un hectar și 10, au fost două în loc de unul. Da, și a fost legea 18, sigur că marea majoritate celor care au preluat suprafețele au și vândut masa lemnoasă de acolo. Din nefericire, mulți dintre ei nu și-au realizat ceva pe acasă, mare parte, nu toți, da, unii da. Au mai făcut și câte ceva, dar au tăiat suprafețele de pădure și de câștigat a avut ori magazin, ori birtul din sat, în genere. Și asta a fost legea 18, s-a venit cu legea 1, prin care s-a extins suprafața la 10 hectare. Fenomenul a fost în mare parte același. N-are rost acum să ne întoarcem la istorie, dar știm cum au făcut și comisiile locale punerile în posesie, știm cum s-au dat și suficiente decizii judecătorești, mai ales peste tot, dar în partea de Transilvania, de Ardeal, unde s-au proprietărit persoane care n-au avut niciodată cu mii de hectare de pădure și care știm că nu este al lor primul lucru a fost să o exploateze. Da, acum toți ochii sunt cumva îndreptați către ceea ce a mai rămas din pădure, anume pădurea statului, care cei care lucrăm sau am lucrat în domeniu știm că este mai puțin din total, mai puțin de jumătate din totalul pădurilor țării. Da. Pe de altă parte, ceea ce vedem din drumurile, când circulăm pe drumurile naționale, drumurile județene, sunt suprafețele care au fost puse în posesie, fiindcă în genere punerile în posesie s-au făcut lângă căile de acces. Da. Da, și atunci ceea ce se vede și are acest impact asupra ochiului și indirect sau în mod implicit asupra creierului este ceea ce vedem tăiat în mare parte cu aceste legi ale proprietății. A venit după aceea 247 care a pus integral în posesie, iarăși procese, nu e terminat nici acum povestea și probabil că nu o să se termine încă multă, multă vreme de acum încolo. Da, fum fără foc nu iese, nu înseamnă că personalul silvic este așa ca o floricică sau ca o albinuță care zboară prin pădure și gingașe. Da, au fost și multe abuzuri asupra pădurii. Punctul meu de vedere este că nu la nivelul pe care este prezentat. Și vă și spun de ce. Eu de obicei când văd asemenea campanii de presă atât de virulente, țintite, plătite, ghidate, mă întreb ce ascund. Și aceste campanii de presă de-a lungul timpului au avut niște efecte. Petrolul nu mai exploatăm noi, primim o mică redevență infimă, 1% sub 1%, gazul metan tocmai găsit în Marea Neagră, care este undeva cu o valoare de 30 de miliarde de euro, se estimează probabil că în realitate e mult mai mare, iarăși primim o redivență de 1%, adică 300 de milioane va fi la final de euro, ceea ce este infim, nesemnificativ, și noi importăm gaz, adică așa. Am văzut producerea energiei, transportul energiei electrice și așa mai departe, toate au fost... să zicem așa, înstrăinate, iar cireașa de pe tort au fost terenurile agricole ale României în care stau și Ionii și Gheorghe și moșii și strămoșii noștri și s-au luptat pentru acest pământ și au îngrășat cu sângele lor glia țării, da? Și noi cu o larghețe ieșită din comun am reușit conform statisticilor oficiale să înstrăinăm, să dăm către
entități străine, și aici îmi place cuvântul entitate, l-am auzit recent, adică o entitate interesată de opere de artă, foarte faină, așa sună. Deci entități străine au cumpărat în jur de 40% din acest pământ, ceea ce știm oficial. Neoficial trebuie s-ar putea să fie mult mai mult. Da? Și am terminat și cu această resursă care se cheamă pământul. Ce a mai rămas? Au mai rămas pădurile. Ei bine, trebuie să ca să poți să faci posibil accesul unor entități, dacă îmi place termenul, unor entități de altă natură să faci, în primul rând trebuie să convingi populația că noi nu suntem în stare să o gestionăm. Da. Da, și sigur că cel care se uită la București, din București în altă parte, unde e beton jos, blocuri în dreapta, în stânga și asta, și se uită și spune, domnule, dezastru, se taie tot. Sigur că omul începe să accepte ideea și zică, domnule, mai grabă să vină cei din altă parte să gestioneze și am scăpat noi de ea. Fiindcă e o resursă, e o hidracarbură, ceea ce spuneam. Să vină cu o entitate străină, nu? Să vină cu o entitate străină. Și eu cred că finalul ăsta va fi, mai devreme sau mai târziu, fiindcă altfel nu are sens această campanie mediatică, în condițiile în care avem supraveghere prin satelit, în condițiile în care totul se transportă prin nut tracking, în condițiile în care tăierile ilegale sunt relativ reduse, bun, sunt cazuri izolate, se prezintă un caz, se inflamează, adică ai ajuns acum că dacă stai, nu știu, un nuc în spatele casei, te poți trezi cu dosar penal. Sau, adică s-a creat isteria necesară pentru a se ajunge la un scop. Dacă eu îl intuiesc bine, e ok, că nu pot fi clar văzător și nu citesc în stele, dar instinctul sau senzația mea îmi spune că cineva este interesat de ultima resursă pe care o mai are statul român în proprietate prin Ministerul Finanțelor. Regie este doar administrator. Da. Și cred că atunci când zburăm cu avionul, dacă venim din partea de nord sau din partea de vest, a Europei și zburăm peste pădurile României, vedem compacte, frumoase. Eu dacă aș fi un mare investitor în domeniu și n-aș fi român, nu m-aș gândi cum să ajung la această resursă atât de frumoasă pe care o mai avem? Sigur că da. Și da, cum începi? Scrie la oț. Încep să demonizezi, să arunci cu lături în instituțiile care gestionează, în așa fel încât la un moment dat zici, domnule, las să ocupe alții decât să fie dezastru care este. Bun, asta nu înseamnă... Dar ca stat, unde ar trebui să intervenim? Noi ca stat... Statul, nu înțeleg. Tu, dacă ar fi un stat sănătos la cap. Bun. Dacă atunci... Da. Este unde ar trebui să merg? Prima propoziție din logica lui Aristotel, n-am inventat-o noi, dacă atunci. Da. Bun, atunci hai să luăm acest dacă. În ce situație ne aflăm? Magistrați, puterea judecătorească, în grevă. Da? Pensiile speciale sunt în grevă, se dau amânări peste amânări. Da? Puterea executivă, guvernul, demis. Puterea legislativă, parlamentul, în drum spre dizolvare. Da? La care stat ne referim? Adică hai să privim realitatea așa cum e. Iar dacă cineva ar vrea să se distreze până la capăt cu România, sau cei care vor să se distreze și care fac aceste jocuri, ar putea să ducă Parlamentul un stadiu în care să-l suspende și pe președinte. Este majoritatea. Și atunci măcar știm ce înseamnă statul român. Un stat lipsit de putere, de orice fel de putere, la îndemâna oricui vrea să profite de pe urma lui. Și asta este realitatea tristă în care ne aflăm. Deci acestea ar fi resorturile, că e cineva sau există entități străine interesate de în mod cert. Jocurile astea păi penibile să vedem, să vedem în ce stadiu ne aflăm acum. Da. Avem o cădere a economiei mondiale. Inevitabil ne va apăsa. Avem o pandemie la nivel global. Inevitabil ne va afecta. Avem criza refugiaților care vor ajunge cât de curând în Europa. Inevitabil ne va afecta. Avem tensiunile dintre Rusia și Turcia, două superputeri militare, una în NATO, una în afara NATO, în care Turcia încearcă să angreneze și țările din Uniunea Europeană prin acești emigranți, cum îi numim generic. Da?
Avem o cădere a burselor la nivelul anului 2008-2009 care a provocat criza. Bun. Și noi acum ce facem ca mari autorități ale statului? Da? Dom'le, suntem noi acolo. Facem niște comisii în care noi mimăm că audiem miniștrii, iar miniștrii mimează că vor miniștri, că de fapt nu vor. Asta ați simțit dumneavoastră în... Păi este ridicol. Bun, vii și spui, eu sunt ministru de mine și încep să spun, domnule, am de gând să fac cu tare, să atrag fonduri europene, să deschid piața, să vorbesc cu investitori. Și la un spui, ok, sunt cel mai bun, sunt cel mai deștept, dar nu mă votați că nu sunt stare să le fac. Da? Adică, și jocul ăsta, eu vă spun, sunt niște reguli atât de simple. Una este a face lucrurile cu bună credință. Da. Eu nu sunt în ipostaza aia, nici n-am elementele, nici nu vreau să critic pe cineva. Dar oricare dintre noi, dacă am fi președintele României, la al doilea mandat, domnule, la al doilea mandat, am 5 ani înainte, ce aș face? Domnule, halt, zero. Astea sunt prioritățile. Tu PNL, tu PSD, tu Pro-România, tu vă aliniați și vreau două autostrăzi, vreau cu tare, cu tare și cu tare. Lăsă-mă. Bun, vin eu și zic vreau alegeri anticipate. Pe cine interesează efectiv din țara asta alegerile anticipate? Eu vorbesc de omul normal, da. Nu poate pe liderii politici ori fi interesând. Că, evident, dacă vezi că în 3 luni de zile scazi 7% în sondaje, te gândești, domnule, până în noiembrie s-ar putea să nu mai fiu și atunci trebuie să le fac și devine o prioritate, dar pentru noi, restul. Da. Nu e o prioritate. Bun, ei motivează și mizează să câștige voturile, nu, simpatia poporului, ca să spun așa, prin faptul că, domnule, noi avem foarte multe legi foarte bune pentru popor, dar nu putem să le trecem în Parlament. Bun. Pentru că nu avem majoritate. Dumneavoastră, e credibil argumentul ăsta. Dumneavoastră sunteți om de presă, sunteți informat, mai informat decât restul populației, prin natura meseriei. Spuneți-mi o lege pe care a propus-o Guvernul României și am picat-o noi în Parlament. Una. Da. Dar spuneți-mi un proiect de lege pe care l-a trimis către noi la dezbatere și am zis că nu e ok, deci dar măcar un pericol real. Hai să vedem, adică eu sunt acolo, merg în fiecare săptămână și dăm voturi pentru proiectele de lege. Trec cu 95% în majoritatea cazurilor, deci este unanimitate. Nu a fost nici în perioada cât conducea PSD-ul. Dar toate trec, adică ce proiect de lege intră cu aviz pozitiv, s-a dus, nu e nicio problemă. Da, eu să știți că îl înțeleg, mă gândesc, mă pun așa în locul lui Iohannis, chestii de empatie a președintelui țării. Dom'le, nici n-are de unde alege. S-au trezit ăștia parlamentarii PNL. De unde să scoată alți miniștri? Da. Asta este. Are acolo un grup de câteva 10. Da. O ales și el ce-a fost mai bun, alții de unde să iasă acolo. O găsi doi, într-adevăr, uitați, avem la externe, avem din coace la apărare, da, unde sunt oameni capabili, votați în unanimitate de comisii, hai să facem un exercițiu. Și la dezvoltare, parcă, domnul acolo a fost miștoul suprem sau cum? Domnule, deci se întâmplă niște lucruri care, eu vă spun nu ca om politic, așa ca om de bun simț, domnule, ministrul finanțelor, membru în CSAT, care acum este propus premier, constată că e urmărit de spionii ruși. Dom'le, îl urmăresc spionii ruși. Dom'le, asta e o chestie serioasă, adică serviciile. Bun, tu ce trebuie să faci? Te duci, sau orice om normal ar informa contraspionajul. Dom'le, vor să afle secretele financiare ale României, proiectele, mă urmăresc ăștia. Adică vedeți ce faceți, e o chestie diplomatică. Cum o discută ambasada. Tu te duci și o postezi pe Facebook. Adică... Totuși, bun, dar noi ne-am cam nu, obișnuit. Dar mecanismul de gândire a persoanei respect, nu mă interesează cine. Nu mă interesează. Mecanismul de gândire, deci, tu ești membru în CSAT, discuți interesele vitale de politică, de apărare ale țării, ești ministru finanțelor, ești propus premier. Spune-te un loc să-ți judești rațional. Doamne, mă urmăresc spioni, asta e o chestie serioasă. Da? Pui pe Facebook, dar spioni e cum dacă există într-adevăr spioni? Și ar trebui să se amuze. Adică, domnule, ne-a pus asta pe Facebook. Fii spion. Uite, domnule, ce scrie asta pe Facebook, îl urmărim. Da. Da, în timp ce ne uităm dincolo spre est, la ruși, să nu ne... Că ne spionează și ne fură. Noi ducem în ridicol. Dăm băncile Austriei, Franței, Germaniei, transportul de energie electrică. Mi-e frică toată această instabilitate. Acest vid de putere din România să nu ne ducă într-un colaps. Un colaps de altfel previzibil din punct de vedere economic. Și dacă
nu se trezesc odată cei care sunt decidenți reali, nu eu. Eu am un vot în Parlament. Da. Și vedem că majoritățile se fac pe diverse criterii și nici de cum pe cele politice. Da. Dacă nu se trezesc, într-adevăr, pentru ei va fi bine. Uite, ești ministru sănătății. Dom'le, te aștepți ca un medic care e ministru sănătății și un medic cu atâta prestigiu și venit cu atâta experiență, zic că, dom'le, după un an de zile am reformat sănătatea, sau după trei. Am lăsat ceva în spatele meu, nu știu cum reformat învățământul. Deci sunt mari. Da? Dom'le, am lăsat sistemul sanitar reformat. La trei zile dai ordonanță în care dai bani către clinica ta. Păi nu înseamnă că o aveai pregătit, adică tu ai venit cu gândul ăla, tu nu ai venit să reformezi ceva. Zic și eu așa, adică mine, dacă m-ar pune mâine ministru, nu este a silviculturii, dar uite, eu n-aș avea cui, n-am o firmă la care să... El era ca, știți cum e, la atletism, la ștafetă. Eu vă spun... Stătea cu o mână pe clanța ministerului și cu mână întinsă să se primească proiectul, ordonanța, adică, bună, și nu poți să te sacrifici tu ca om. Dom'le, ca medic, mă operam și la staș în privat. Probabil că aveam venituri de peste 10.000 de euro, cel puțin pe lună, că numai la stat, probabil cu gărzi, cu asta duci la un 4-5.000 de euro în medicul. Dom'le, mă sacrific un an cu salariu într-adevăr mai mic de ministru, cât o fi, habar n-am câte un ministru, o fi 18.000 de lei sau cât ea, nu știu. Cam așa. Da. Dom'le, dar mă sacrific un an, doi, cam cu ce trăiești din bani. Și las ceva în urmă. Și rămâne numele meu legat de o anumită politică, de o gândire. De asta spun, trebuie să vii să faci cu bună credință. Dacă vii și zici, dom'le, am ajuns și eu întâi să-mi rezolv treburile mele și ăștia la alți dragi încolo și vine coronavirusul. Las că nu o să ajung coronavirusul în minister. Da, este trist. Da, da, așa e. Este trist. Asta e mentalitate. Asta e mentalitate și atâta vreme cât nu vii cu o schimbare în gândire, uitați, avem alegeri. Fiecare este cu treaba lui, nu mă bag, e o vorbă că... moare, prostul moare de drum, câine moare drum lung și prostul de grijă altfel. Dar bă, uite și ce se întâmplă dincolo, la Partidul Social Democrat, până la urmă, astea sunt cele două forțe, PNL-ul și PSD-ul. Sunt aceiași oameni care vor ajunge să conducă, da? O mici rotație între ei. Bun, asta se cheamă reformă. Păi eu o să reformez pe ei însăși. O să uit în oglindă și o să zic, dom'le, eu sunt Oprișanul reformat. Nu mai sunt Oprișan care am fost președinte Consiliului Județean 25 de ani, nu mai sunt cel care am împărțit sfere de influență, nu mai sunt cel care am făcut jocuri politice. Am ieșit din județ, sunt reformat. Dintr-o dată, harul și lumina s-au prăgorit asupra mea și eu sunt alt om. Da. Asta este reforma PSD-ului. Și aici ne aflăm. O așa zisă stângă, o așa zisă dreaptă. Da, din păcate. Din păcate. Fiindcă nu eu contez în ecuația asta. Nu dumneavoastră. Contează până la urmă ce lăsăm pentru cei care vin. Și cred că este important totuși măcar să le lași morală, bun simț, un nivel de trai decent. Că nu putem trăi numai din morală și din bun simț. Dar ce le lăsăm? Un haos? Într-adevăr, din haos s-a creat universul, da? Dar hai să totuși ordonat. Dar noi nu suntem Dumnezeu, știți? Da. Să facem lumina din haos. Și vom, în partea a treia, vom vorbi și despre alegeri, despre organizația județeană. Ce aș mai vrea, cum vedeți criza asta că va fi stopată? Sau n-are, niciun care, jucător care, politic nu are nicio rețetă? Dintre ele? Cel puțin guvernamentală. Criza în care se află societatea? Eu zic că la nivel politic, acolo. Ei, nu văd, haideți să vă dau... Să că au intrat într-un joc stupid. Nici măcar președintele Iohannis nu a anticipat toți pașii. Eu am fost, cu siguranță. În sală la votul pentru guvernul Orban 1, sau Orban 2, de fapt, da, care probabil cu guvernul Orban 2, dacă ar fi fost, ar fi plâns de greu moștenirii lăsate de guvernul Orban 1, evident. Adică, ar fi zis, dom'le, ce mi-a lăsat Orban ăla care eram eu nereformat față de ăsta, votat din nou, e dezastru. Adică, da. Bun. Și mă uitam la fețele lor. N-am introdus cardul de prezență, că n-am vrut să particip la acel vot. Asta a fost o decizie politică a partidului. Dar am stat să văd. Am șansa să fiu acolo. Alți oameni n-au această șansă. M-am uitat. Da. În momentul în care a venit decizia Curții Constituționale, aveam senzația că Raluca Turcană trăsea un evantai să-i facă vânul Orban sau să-i dea două palme, că ăsta nu-și mai putea reveni, adică să-i facă un masaj, să stătea așa, fără reacții, practic. E, Marcel Ciolacu, care trebuia să prezideze ședința, aflând decizia Curții,
Stătea mai siderat că nu știa dacă să mai țină ședința sau nu, când Constituție și în regulament nu scrie ce să faci în situația asta. Situații. Adică dacă numirea este neconstituțională... Da, a președintelui, desemnat. Numirea președintelui desemnat legată de premier este neconstituțională, mai poți ține ședința de vot, cât atunci faci iarăși un lucru neconstituțional. Deci și el perplex. Și el perplex. Și stăteau așa și se uitau unul la altul și nu știau ce să facă. Adică doar vedea energia lor, așa că simți omul nedumeriț. Încep să chemi consilier, să spun, dom'le, dar ce facem? La care vine soluția ca întotdeauna românească, ce Constituție, ce regulament? Și așa n-avem quorum. Hai să o supunem că noi quorum și amânăm ședința. Ok, am mai rezolvat o treabă. A rămas nerezolvată. Luăm o pauză de publicitate, revenim, doamnelor și domnilor, imediat.